Acum 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, din dragoste pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a lăsat batjocorit, s-a lăsat răstignit, s-a lăsat omorât de niște criminali ca mine. Și asta e lucru bun, dar încă nu-mi folosește mie la nimic. Dar acum vine partea mea, ca eu personal, eu, Părintele Daniel, frăția ta, fiecare cum te cheamă, să vin la crucea Domnului Iisus Hristos, eu, nu altul, nu împins de altul, nu îndemnat de altul, ci eu de bună voie să vin acolo să spun Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa a făcut Sfântul Toma în seara învierii, duminica din seara învierii, când s-a dus și l-a atins pe Domnul, cu degetul a pus în rana lui și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Degeaba-i Domnul meu dacă nu-i și al tău.